Care nu au fost excepționale pentru ei, un 37% sub care nu exista niciun sondaj. Deci este, aș spune, minimul absolut pentru PSD. Dar, în orice caz, este un scor de la care poți porni. Bineînțeles, 37 nu-i foarte departe de 40, 16 deputați sunt, în orice caz, mai mult decât 6 sau decât 5 și infinit mai mult decât 2. La nivel european, l-am văzut și eu pe Nelu Barbu astăzi, foarte plin de el, cum citea la știrile de la ora 18, care este noua regulă internă a PSD-ului, să se pună accentul pe acest 16, nu pe procente, că, într-adevăr, 37-le la nu sună teribil. Aia, un 57, da. Că PSD-ul lua 57%, nu mai spuneau că au, n-ar fi avut 16, ar fi avut 20 ceva de deputați, de eurodeputați. Da, n-ar fi insistat pe ei, ci pe procent. Așa cum până acum ni s-a tot spus de 7,4 milioane, care evident nu contau. Au fost 7,4 milioane de înviați sau de fantome, pentru că n-au contat niciunde. Și la aceste alegeri nu cred să fi votat vreunul dintre aia, pentru că nu l-am regăsit pe nicăieri. Dar oricum, nu se mai vorbește de cele 7,4 milioane de eșecuri, se vorbește acum de cei 16 deputați, eurodeputați ai Partidului Social Democrat. Ei bine, Victor Ponta, care una a declarat în Parlamentul European că susține pe unii, în țara a venit și a spus că susține pe alții, iată că spune același lucru și despre cariera lui de chibiț al Partidului Social Democrat. Sau pur și simplu cariera lui de chibiț tout court. Adică pur și simplu. Victor Ponta pretinde că în 1990 ar fi votat la prezidențiale cu Ion Rațiu, care n-a câștigat. În 1992 cu Emil Constantinescu, care n-a câștigat. În 1996 cu Constantinescu, care a fost învingător. În 2000 cu Muguri Sărescu, care a pierdut. În 2004 cu Adrian Năstase, care a pierdut. În 2009 a votat în primul tur cu Crin Antonescu. Nu i-a folosit la nimic, Crin Antonescu ratând intrarea în turul 2, iar în al doilea tur a votat cu Mircea Joană, care a pierdut. Deci, cam asta este logica lui Victor Ponta. Ce poate să fie interesant aici este că el, deși era consilierul, practic, purtătorul de cuvânt al lui Mircea Joană în campania respectivă, nu l-a votat pe Mircea Joană. Vă dați seama cam ce duplicitar e Victor Ponta. Cel nu-și votase omul pe care îl susținea. Mai cunosc un singur caz, fosta soție a lui Nicolas Sarkozy, care nu l-a votat pe Nicolas Sarkozy în ziua în care el a devenit președintele Franței. Dar nu l-a votat pe François Hollande. Nu s-a dus la vot. A mărturisit atunci în seara respectivă. Mă rog, erau mai multe chestiuni la mijloc. Femeia nu voia să apară, era dezgustată de clasa politică, era și aproape de divorț cu Nicolas Sarkozy. Oricum, chiar și așa, dacă tot ai stat cu omul ăla și ai împărțit și bune și rele, puteai să te duci să-l votezi. În fine, nu l-a votat. Cecilia Sarkozy o chema. Acum o cheamă Atias, a căsătorit cu multimiliardar. Era o femeie urâtă, 42 avea la pantofi, nu era interesantă în niciun fel. Cine știe ce politică știa aia, ce Raisa Gorbaciova o fi fost și ea pe dedesubt. Fine, dacă să revenim la Victor Ponta, aceste stupefiante declarații ale lui înseamnă că drumurile mele și ale lui Victor Ponta s-au despărțit irevocabil în 1990. Pentru că și eu l-am votat-o pe Ion Rațiu. După care nu prea mai avem puncte în comun, cu excepția paranteza aia, dar asta nu e nicio bombă, a tuturor românilor cu Emil Constantinescu în 96. Acolo toată lumea l-a votat pe Constantinescu, că de aia a și ieșit. Dar în rest nu ne-a mai potrivit pe nicăieri. Întrebat de ce nu l-a votat pe Joană în primul tur, deși era implicat în campania acestuia, Ponta a răspuns: l-am și votat în turul 2, dar în turul 1 l-am votat pe Crin Antonescu, am considerat că e schimbarea de care avea nevoie România. Sigur că a trebuit să vină și replica lui Mircea Joană, pur și simplu prăbușit de la aflarea acestei vești. Îi las pe membrii noștri de partid, pe simpatizanți, pe votanți, să judece o astfel de atitudine a domnului Ponta. A spus dezgustat în ultimul hal Mircea Joană. Practic i-a dat cineva două palme și după aia l-a învârtit așa pe un carusel venețian dintre ăla până la amețit de tot. A cam așa arătat când a aflat că nu l-a votat Ponta.
Acum vine o chestie interesantă. Cu sau fără votul lui Victor Ponta, în primul tur în 2009 am câștigat peste 3 milioane de voturi și în al doilea tur am câștigat 5,2 milioane. Da, aici deja îl votase Ponta. Am câștigat alegerile în România și probabil am câștigat și pe ansamblu, adică în lume. Nu știu ce vrea să însemne pe ansamblu. Adică l-a furat Traian Băsescu și de asta n-a mai ajuns președinte. Deci, pe undeva interesant, acest personaj va candida probabil din partea Partidului Social Democrat. Are și girul lui Ion Iliescu, care, deși foarte tare, n-a agreat niciodată pe nimeni. Nu și-a iubit nici mamele alea câte ori fi fost, nu și-a iubit nici soția, că știți foarte bine că mare familie nu au. Ion Iliescu este într-adevăr un personaj bizar, atipic și de detestat din toate punctele de vedere. N-a putut să se îndrăgostească de nimeni niciodată. De zici că ar fi fost cel mai mare titan și toți în jurul lui erau niște broscoi. N-avea cum să se lege de ei. Un personaj rece, un personaj tipic până la urmă ca moștenire comunistă. Citeam pe undeva zilele trecute că din 1985 presa străină scria că va veni la putere Ion Iliescu. Deci cu 4 ani înainte de a îl da jos pe Ceaușescu să vehicula numele lui. Sigur că se vorbise despre el într-o perioadă în care a fost și aliatul lui Neanicu. După aia s-au certat, l-a trimis la Editura Tehnică. Dar oricum, deci se discuta cu mult înainte. Asta nu cade bine pentru Revoluția Română. Suntem cu o piatră de moară în ansamblu. Deci asta apropo de Victor Ponta, care este îndemnat de Ion Iliescu să candideze și pentru că a obținut un scor impresionant pentru stânga europeană în momentul de față. Nu e scorul lui pe undeva, dar nu o să mai revin, că n-am chef astăzi de inerții politice, le-am întors pe toate capetele și pe toate fețele. Pentru Europa, într-adevăr, nu există nicăieri un partid de stânga care să fie ajuns la 3-7%, adică atât de proști ca românii nu mai găsești niciunde. În momentul de față, în care această criză a identității mai mult decât financiară nu a scos Europa cu nimic la liman, partidele de stânga nu prea au ce să glăsuiască pentru că ele n-au avut niciodată idei. Stânga nu te scoate din criză. Atenție! Stânga este făcută să te adâncească în criză și eventual să trăiești cu ea în criză. De ce spun asta? Pentru că pentru a ieși din criză trebuie să investești, trebuie să aloci fonduri, da? Trebuie să reduci șomajul. Stânga nu face niciodată lucrurile astea. Deci marile puteri pentru a scăpa de criză, asta au făcut, investiții, 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 investiții în cât mai multe domenii. Să creeze cât mai multe locuri de muncă, exact ca atunci când ești bolnav și încerci să iei cât mai multe vitamine. Stânga nu investește, nu privatizează prin tradiție. Da? Nu are astfel de... Ea ce face? Adună în jurul ei, încearcă să coaguleze și luptă în teorie împotriva șomajului. Astea sunt ideile în general de bază mari și late ale stângii europene în momentul de față. Rassemblement, adică coagularea asta, care a fost întotdeauna un termen gol de sens, și să scape lumea de șomaj. Da? Să aibă oamenii locuri de muncă. Ceea ce nu reușește să facă pentru că nu investește. Nu poți să scapi de șomaj fără investiție. Așa cum e peste tot în viață. Dacă nu riști și nu te investești în ceva, nu te implici în ceva, din inerție, la un moment dat nu o să mai poți să ieși. Oamenilor noștri politici li s-a părut bizar ca atunci cu TVA-ul ăla alungit. Ei credeau că dacă TVA-ul are mai multe cifre, să câștigă mai mulți bani la buget. Eu că era fals, așa toată lumea ar fi crescut TVA-ul nu la 24%, îl creșteau la 70%. Ce alții erau mai proști ca noi? Nu e așa. Exact este invers. Cu cât investești mai mult în momente de criză, deși aparent ai bani mai puțini, cu cât deschizi mai multe orizonturi, cu cât lași ușile mai larg deschise, dar nu neapărat ca să intre vântul prin ele, cu atât ai șanse mai mari